un Chișinău care pune educația pe primul plan. Locuri în creșe și grădinițe pentru toți copiii și condiții normale pentru pedagogi. Odată cu extinderea haotică a blocurilor, fără a se lua în calcul și chiar să devină obligatorie dezvoltarea infrastructurii sociale, astăzi Chișinău se confruntă cu o lipsă acută de locuri în școli, grădinițe și creșe. Din păcate, majoritatea școlilor existente nu au toate condițiile pentru a asigura confortul copiilor și profesorilor. Nu au terenuri sportive și curți amenajate, iar profesorii și copiii nu au locuri de recreere. Vom pune educația pe primul plan. Vom crea 1000 de noi locuri în grădinițe și creșe prin dezvoltarea infrastructurii educaționale. Vom reabilita și securiza căile de acces spre școli și grădinițe. În același timp, vom renova și construi noi terenuri sportive. Vom majora salariile pentru personalul didactic din grădinițe și vom găsi soluții pentru a susține financiar cadrele didactice din municipiul Chișinău. Vom crea un nou sistem de alimentație. Copiii trebuie să mănânce sănătos și gustos în școli și grădinițe. Pe 5 noiembrie vino la vot, împreună cu familia și prietenii tăi. Votează pentru un Chișinău confortabil. Votează echipa PAS și Lilian Car, primar general.